Domnul să-L pe fratele Cornel Amin. și Domnul să ne cuinteze pe toți. Amin. Fraților și surorilor din Evrei, din capitolul 11, s-a citit prima parte în care observăm și vedem galeria oamenilor credinței din Noul Testament, din Vechiul Testament mai precis, preluați în Noul Testament și haideți puțin să... Ne facem o verificare în seara aceasta, pentru că, vedeți, este pe plan mondial, putem să numim așa, o criză, o criză destul de mare, și criza asta care există acum este criza oamenilor sau criza de oameni care să aibă credință, să aibă încredere în Dumnezeu. Este o criză de credință, o criză mondială. Se termină finanțele, se termină una, se termină alta. Nu asta e marea problemă. Problema este credința. Unde este credința noastră? Eram, să spun așa, mai copil atunci. Era imediat după adolescență și am început să mă duc la corpa de la fratele Alexa. Era un om al lui Dumnezeu, un om pe care l-am iubit foarte mult am vorbit mult cu el, ne-am rugat împreună, Domnul a făcut chiar și minuni la rugăciunile noastre, el era bolnav și s-a întâmplat nu de puține ori să îl vindece Domnul când ne rugam amândoi împreună și parcă și acum îl văd pe bătrânul, pe fratele Alexa din Corpadea, că lua așa cu amărăciune cutia cu medicamente, zice, uite unde e credința mea acum. Zice, altă dată am avut credință și nu aveam probleme cu nicio bolă, cu niciun medic. Zice, acum aici am credința, am cutia de medicamente. Și parcă și acum, nu știu, când trec așa prin încercări, prin probleme, mă gândesc la fratele Alexa și zic, nu, no, acum la ce apelez? Apelez la Domnul sau apelez la medicamente? Fratele Iacob Șumandea spunea că, mai spre bătrânețe, la un moment dat s-a accidentat undeva acasă, s-a dus la medic, a stat mult în fața cabinetului să fie primit, a stat, pare, mi se vreo două ore, și după două ore și-a adus aminte de medicul medicilor. Și au zis, Doamne, până la vârsta asta, tot tu ai fost medicul meu și acum eu stau aici la coadă și nu mă ia nimeni mă duc acasă și mă rog și mă vindești tu. Și așa au și făcut și Domnul l-a vindecat. Vedeți, e criză de oameni ai credinței. Uite, oamenii ăștia, ăștia au plecat dintre noi. Și mă mai gândesc iarăși la un aspect. În 1517, Martin Luther și-a luat tezele lui și le-a pironit pe ușa catedralei din Wittenberg și de atunci a început reforma. Au trecut aproximativ 12 ani de la evenimentul respectiv și la Spire s-au adunat protestanții de atunci, dar nu erau cunoscuți sub numele de protestanți, ci de reformați, de luterani, de calviniști. Și ei când s-au întâlnit acolo, au elaborat niște mărturisiri de credință pe baza cărora se numeau proteste, pe baza cărora ei au fost numiți protestanți. Și de acolo ne-au venit și nouă numele, că noi protestăm. Oare mai există Astăzi, vreun creștin care să protesteze și mă duc mai aproape de titlul pe care aș vrea să ne vorbească Dumnezeu prin el. Titlul mesajului din seara aceasta este următorul: Nonconformismul Evanghelic. Să vedem, mai suntem noi nonconformiști. Știți ce înseamnă conformism? Are lumea mersul ei și eu mă duc ca și lumea înainte. Nu, nu trebuie să fie așa. Eu trebuie să mă duc invers, dacă lumea merge în jos spre pierzare, spre iad, spre prăpăd, eu trebuie să mă duc invers, să mă duc, cum spune cântarea, nu-i ușor să urci pe munte când cei mulți coboară în jos, eu trebuie să mă duc încolo, spre Golgota, spre Domnul, spre cer și Domnul să mă ajute la lucrul acesta. Dar mai avem noi oare această denumire de protestant sau e doar o emblemă? Mai pătrunde în interiorul nostru, vă mărturisesc cu amărăciune că în urmă cu câțiva ani am mers la o evanghelizare în zona Aradului și când am intrat în biserică pastorul, o venit și ne-a întâmpinat, ne-a dus în biroul pastoral și ne-a zis în felul următor: În seara asta nu se face nicio rugăciune, nu se vorbește nicio prorocie, nu se face nimic, nimic, nimic din zgomotul și din partea asta zgomotoasă pe care o au penticostalii că nouă ne e frică să nu-i speriem pe prieteni. Avem mulți prieteni aici ăștia se sperie, pleacă și ne vorbesc de rău. Așa că în seara asta nu facem nicio rugăciune. Fals! Rău! Foarte rău! Unde am ajuns? Mai suntem noi protestanți sau ne ducem odată, așa cum mersul lumii și încercăm să ne asemănăm cu lumea? De aceea am pierdut noi puterea pe care o aveam altădată. Spunea și fratele Cornel aici: altădată, biserica asta voia de prezența lui Dumnezeu, de lacrimi, de vuietul Duhului Sfânt, de părtășie, de proroci, de descoperiri, de alte lucruri. De ce nu le mai avem acum? Știți de ce? Pentru că vrem să le demonstrăm celor din lume, Că suntem ca ei. Copiii noștri pot să devină doctori mai buni decât ai lor, ingineri mai buni decât ai lor, putem să avem și miniștri și oameni de politică, nu contează. Noi putem să avem, noi pentecostali, noi pocăiți, oameni mai buni decât ai celor din lume. Asta nu-i rău. Și nu-i greșit că și în Biblie au fost oameni mari, Daniel și alții care au fost sus și uh, Iosif din Vechiul Testament și așa mai departe. Nu-i rău. Dar ceea ce este rău este că încercăm să-i copiem, să ne asemănăm cu lumea, să ne conformăm cu mersul lumii și atunci Dumnezeu se uită și spune ce faceți cu versetul din Roman din capitolul 12. Și vreau să-l citesc și acest verset fraților și surori pentru că poate pe cineva Domnul trezește. Roman 12 cu versetul 2. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Și m-am uitat puțin în traduceri vechi ale Bibliei, că n-am înțeles bine la ce se referă aici Apostolul când zice să nu vă potriviți chipului viacului. Ce înseamnă potrivire, ce înseamnă chipul viacului. Am vrut să clarific puțin și m-am dus în niște traduceri veche ale Bibliei și vreau să vă citesc. Noul Testament de la Bălgra, 1648. Atenție cum zice aici. Nu vă închipuireți viacului acestuia. N-am înțeles nici asta, m-am dus mai departe. Biblia de la Blaj, 1795. Să nu vă închinați viacului acestuia. Auziți? Cum au tradus popii ăștia de la Blaj, în 1795. Să nu ne închinăm viacului. Ce înseamnă? Înseamnă că lumea din jurul nostru are o direcție. Eu nu trebuie să mă duc și să mă închin lumii din jurul meu. Cum spunea un om al lui Dumnezeu, la un moment dat, zice, când Pavel s-a dus și a întâlnit pe filozofii din Atena, nu s-a dus să le lustruiască papucii și să întrebe de filozofiile lor. S-a dus și le-a spus că există o înviere dintre cei morți. Și ei au început să râdă și să-i spună ciugulitor de semințe. Așa i-au spus, ca, cam așa se traduce în limbajul lor. Palavragiu, palavragiu, tu ești un palavragiu. Ne spui de învierea morților că nu există așa ceva. Dar el nu s-a dus să se închine viacului. el era un nonconformist. Și mă duc mai departe, Biblia Regelui Carol, 1939, ediția a doua, să nu vă asemănați chipului acestui viac. Mă duc mai departe, noua traducere din 2002 și Biblia Catolică din 2013, să nu vă conformați lumii acesteia extraordinar, am zis, uite, lumea are mersul ei, are direcția ei și vine Biblia și vine Apostolul Pavel prin puterea Duhului Sfânt și prin lumina pe care i-a dat-o Dumnezeu și îi spune, bagă de seamă, nu te lua după lume, nu copia lumea, nu te duce în direcția lumii, că ajungi rău. Și aici apostolul, tocmai pentru niște oameni din vremea lui, notăm că această epistolă este adresată evreilor, epistola către evrei, și ne gândim la ce se întâmpla în acele timpuri, în acele momente, era o vreme groaznică, o vreme de criză. Evrei aceștia s-au întors la Domnul, la creștinism, l-au acceptat pe Iisus Hristos în inima lor și la un moment dat a venit persecuția. Cezarul le pretindea închinare, ei nu o acordau. Erau alții care spuneau închinați-vă la idoli, ei nu se închinau la idole. Și erau un fel de non-conformiști ai vremii respective. Nu se conformau cu mersul lumii, nu se potriveau cu chipul viacului, că fiecare viac are chipul lui. Dar chipul e același, e chipul satanei, e chipul lumii. Și în momentele acelea intră persecuția pe ei, li se confiscă averile, sunt aruncați în închisoare, sunt persecutați din toate punctele de vedere, nu sunt primiți să cumpere, să vândă, pur și simplu sunt reduși la tăcere. Și ei, acum problema lor era următoarea. Ce se întâmplă cu noi? Că noi suntem evrei și noi suntem urmașii lui Avram. Dar Avram a fost bogat, noi nu mai avem bani. Avram a avut angajați, a avut 318 la un moment dat și s-a dus că ei la luptă. Noi nu mai avem nici măcar un slujitor și am avut. Oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament au stat bine financiar, bogatul Iov și alții. Și au stat bine din punct de vedere fizic, au fost sănătoși și Dumnezeu i-a ajutat. De ce pe noi nu ne mai ajută Dumnezeu? Nu cumva creștinismul ăsta e o religie falsă? Noi l-am primit pe Hristos Domnul și neamurile ne spun că e bună închinarea noastră și, în special, Apostolul Pavel și ceilalți apostoli. Dar vin evrei din spatele nostru și zic, băi, voi ați părăsit sinagoga noastră, de ce ați plecat din sinagogă? Haideți înapoi, supuneți-vă legii lui Moise, că de-aia vă merge rău. Uite, noi avem bani, noi suntem bancherii lumii, voi nu mai aveți nimic, cei cu voi. Și ei deja trăiau într-o dilemă dacă Dumnezeu este într-adevăr ascuns în creștinism, ori nu este. Și vine aici apostolul, cel care a scris epistola către evrei, și începe să le atragă atenția și să aducă în fața lor exemple de oameni mari din Vechiul Testament. Și începe cu Abel, continuă cu ceilalți, cu Enoch, cu Noe, cu Avram, cu Isaac, cu Iacov și cu ceilalți, și le pune în față această imagine, această panoramă a oamenilor credinței și le spune în felul următor: băgați de seamă, oamenii aceștia ai lui Dumnezeu pe care îi punem aici au fost oameni care nu s-au conformat lumii în care au trăit. Ei au fost diferiți și ceea ce i-au făcut diferiți a fost credința lor. Asta i-a făcut diferiți. Au avut credință. Dar n-au avut o credință teoretică. Pentru că diavolul vine și în vremea noastră și falsifică totul, totul, de la Biblie. Încă în timpul comuniștilor era Biblia aceea distractivă, nu? Biblia aia pe care o citeai și începeai să râzi. Trebuia arsă, aia nu era Biblie originală. Era Biblie contrafăcută, scrisă de degetele diavolului și de oamenii diavolului. Dar diavolul vine și falsifică tot. Și astăzi, mai mult ca oricând, acum când e criză, când oamenii traversează perioada aceasta, când omul nu mai știe ce să facă de frică și se teme omul de un virus infim, de ceva mic, se teme. Și nu mai știe cum să rezolve și cum să se ferească și unde să se ascundă. Și vine diavolul și falsifică în perioada asta și credința adevărată, și spune că dacă crezi teoretic în Dumnezeu, în Isus, în cer, în iad, e ok, e tot în regulă. Dar vine Evrei, capitolul 11, și ne spune exact altceva, altceva. Noi trebuie să fim diferiți. Ceea ce ne face diferiți este. Credința noastră. Și credința, spune versetul 1, este, atenție, o încredere neclintită în lucrurile nedășduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Vedeți aici, cuvântul credință este tradus în original cu un cuvânt care era folosit în momentul în care voiai să cumperi ceva. Dacă voiați să cumperi un teren, era semnat un act, un zapis, cum scrie în Noul Testament, și actul acela de vânzare-cumpărare avea numele acesta. Credința este o încredere neclintită. Cuvântul încredere sau încredințare. Acest cuvânt era folosit la tranzacții, era zapisul ăla, era încrederea, era actul de încredere. Și vine Domnul aici prin apostol și spune, bagă de seamă, credința nu e o teorie, nu e o poveste. Credința este un act scris în mintea și în inima ta de Duhul Sfânt, prin care, prin acest act, tu nădăjduiești în niște lucruri care nu se văd. În Dumnezeu în cer, în răsplătirea viitoare, ți s-au luat averile, ceea ce s-a văzut s-a dus, s-a zburat. Oamenii te marginalizează, ești omul nimănui. Nu ești primit nicăieri, dar Dumnezeu te iubește. Dumnezeu și-a dat Fiul pentru tine. Și chiar dacă nu vezi lucrul acesta, tu simți sângele lui Iisus cum îți curăță păcatele. Tu simți părtășia cu Dumnezeu în cămăruță când te rogi. Tu simți pe duhul harului că vine peste tine și Dumnezeu te umple pe dinăuntru de Duhul lui cel Sfânt. Tu simți lucrurile acestea. Și deja astea sunt niște zapisuri, sunt niște dovezi. Nu poți să ai altă dovadă, cum spunea la un moment dat Billy Graham, evanghelistul Americii secolului trecut. L-a întrebat cineva, zice tu mai crezi în Dumnezeu că Dumnezeu zice o murit, Dumnezeu nu există? Cred în el că m-am întâlnit cu el azi dimineață. Vedeți cam așa ar Trebuie să fie o dăiță, întâlnire cu Dumnezeu, să simțim din partea lui Dumnezeu că avem zapisul acela și că ne este asigurată mântuirea, veșnicia și asta nu o putem avea decât prin credință. Doamne, dă ne credință la toți. Și acum mergem la trei aspecte pe care vreau să le număr și să le punctez așa rapid. Trei aspecte în care, din textul citit, noi trebuie să fim diferiți de lume nonconformism evanghelic. Sună cam pompos, cam așa, dar n-am avut ce face. Cuvânt mai bun n-am găsit decât acesta, nonconformist. Diferit, cuvântul diferit, și o firmă există care are numele ăsta și nu mi se pare chiar, chiar. Dar haideți să vedem primul, primul, lucru, primul aspect. Diferiți în închinare. Versetul 4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Măi, ce diferențiat pe tine? Era Cain, erai tu și ai adus o jertfă. Abel aduce o jertfă lui Dumnezeu și devine el însuși o jertfă. Unde este testul? Testul fraților și surori este credința. Unul a adus jertfă prin credință, celălalt n-a adus jertfa prin credință. Abel n-a avut scriptura noastră, n-a avut noul testament, n-a avut vechiul, nici măcar o pagină. Dar a avut câteva cuvinte pe care le-a spus tatălui, Adam și cu Eva. Și Adam și Eva sunt ferm convins. Au stat solemn în fața copiilor lor și le-au spus în felul următor. Noi eram în fericire, în fericire veșnică putem să zicem, dacă l-am fi ascultat pe Dumnezeu și într-o zi am fost ispitiți de șarpe și am căzut și am mâncat din pomul oprit. Și a venit Dumnezeu și ne-a întrebat pe fiecare cine-i de vină. Și noi am dat vina de pe unul pe altul. Când a ajuns Dumnezeu în dreptul șarpelui, a rostit o evanghelie care e valabilă cât ține viacurile, cât ține veșnicia, e valabilă. Vrăjmășie voi pune între tine, i-a zis șarpelui și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta, care aceasta, sămânța femei, îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Și tata și mama, Adam și Eva, au zis, noi am înțeles în ceea ce Dumnezeu ne-a zis, că într-o zi o să apară o sămânță a femei, un bărbat, un copil de parte bărbătească. Și acest copil, fiul lui Dumnezeu, o să zdrobească capul șarpelui. Și șarpele o să-l mușcă de călcâi. Și Dumnezeu după ce a rostit sentința aceasta și vestea asta bună până la urmă, că ne va salva din păcatul nostru, a luat un miel și scrie în Geneza, le-a făcut haine de piele, l-a sfâșiat și a luat pielea aceea de la miel și ne-a acoperit cu ea. Și a zis, așa, într-o zi, mielul meu va veni pe pământ și vă va acoperi cu el, cu viața lui, cu trupul lui, cu tot ce are el mai bun. Asta a înțeles-o Abel și a știut că la jertfă se merge pe bază de sânge. Dumnezeu ca să-i acopere pe Adam și pe Eva cu pielea aceea de miel, o trebuie să lucidă și să curgă sângele. Și atunci Abel ia un miel din turma lui și îl duce pe altar și privind la sângele de pe altar, se roagă și zice: Doamne, într-o zi o să vină mielul tău pe pământ. Și eu mă uit prin credință la mielul tău care mă va salva, mă va ierta și pe mine. Eu sunt un păcătos, am nevoie de sânge, de iertare, de acoperire. Vreau să fiu acoperit, Doamne. Acoperă-mă cu viața mielului tău, cu hainele mântuirii și cu mantaua izbăvirii. Asta s-a rugat, Abel. Cain. Nu știu ce au fi dus acolo. O lebeniță, un pepene, nu știu ce au dus. Au dus ce au găsit și el mai bun, dar fără sânge. El știa de la, Abel și de la de la Adam și de la Eva că fără vărsare de sânge nu este iertare, dar ignoră și contra. Și asta e lumea din vremea noastră. Vin aici, e actuală problema asta, să știți. Noi trebuie să fim diferiți în închinare. Lumea știți cum se închină? Eram într-o zi pe taxi, de mult, cu câțiva ani în urmă. Și trecem pe lângă o catedrală, și taximetristul își face cruce și face, zic, domne, când ții mâinile pe volan, mai poți să-ți faci, băi, zice, este câteodată când în trafic e pericol, zice, îmi fac cruce cu limba. Zice, eu asta înțeleg. Că asta e creștinismul. Și oamenii din jurul nostru atâta înțeleg din închinare. Dacă îmi fac o cruce, dacă îmi înclin capul, dacă îmi fac eventual o cruce cu limba sau altfel. Eu sunt foarte bine și Dumnezeu drăguțul mă mântuiește. Închinare fără sânge, închinare fără credință adevărată, ăsta e mersul lumii. Și biserica riscă să-și piardă direcția în închinare. Nu există închinare înaintea lui Dumnezeu fără sângele lui Hristos. Suntem oameni păcătoși. Am venit din zorilor și până aici și posibil că l-am supărat pe Dumnezeu pe drum, printr-un gând, printr-un cuvânt, prin ceva. Și în câteva minute, în 10, 15, 15 20 de minute până la Biserica Albini, eu l-am supărat pe Dumnezeu și am nevoie de sângele lui Isus. Și vin în biserică și mă pun pe genunchi și mă rog împreună cu voi și totdeauna, Doamne, ai milă de mine și mai iartă-mă încă o dată. Și asta nu se face numai prin sângele lui Isus. Noi trebuie să fim diferiți în închinare, fraților. Închinarea se aduce prin credință și pe baza meritelor lui Isus, a sângelui lui Isus care te spală, te curățește. Doamne, cercetează-ne. Noi trebuie să fim diferiți în închinare. Citeam în istoria creștinismului că pe timpul persecuțiilor, de mult, cu multe sute de ani în urmă, în Algeria au fost surprinși de către miliția, poliția de atunci, niște oameni care se închinau într-o biserică. Din aproximativ 28 sau 27, câți au fost acolo, 20 au declarat că zgropari v zis că au venit la ă, ăștia, la pocăiți, sau cum le ziceau ei atunci, au venit ca să facă contracte de îngropare, dacă le moare cineva. Dar erau pocăiți și ei. Mai le-au fost frică de persecuție și mă gândeam. Dacă acum se pornește o persecuție, tu ce ai să faci? Eu ce am să fac? Eram odată într-o biserică și prin sora Saveta din Corpadia a ieșit o descoperire foarte interesantă. Biserica întreaga a cântat cântarea, suntem gata ca să ne jerfim. Cântare frumoasă, o știm cu toții, avem și o melodie internațională pusă la ea. Și toți au cântat cu foc și cu patos și biserica era aproape în clocot în cântarea asta. Și sora aude o voce și spune voce așa, zice, unii din cei care au cântat, suntem gata ca să ne jerfim pentru Domnul Isus să murim, zice, unii au pus după versurile astea o virgulă mare și alții au pus un punct și zice, sora, nu înțeleg ce ar putea să fie asta. Și stând pe drum și analizând și rugându-ne, eram cu mai mulți frați cu experiență, am înțeles că cei care au pus punct erau chiar gata să se jerfească pentru Domnul. Dar cei care au pus virgulă, Doamne, stai să mai mă duc la boi și la oi și la pășune și m-am căsătorit și stai, cum zicea un frate din Turda, zice, mă tot rugam și ziceam, Doamne, încă nu vini ca să mă căsătoresc, să văd cum îi căsătorit. După aia pot să vii. Deci, vedeți, sunt oameni care pun virgulă, virgulă, și asta nu-i bine, și vine Biblia și zice, eu trebuie să fiu diferit în închinare. Închinarea mea se bazează pe sângele lui Hristos și prin credință eu ajung în Sfânta Sfintelor și mă bucur de Domnul meu. Doamne ajută-ne! Al doilea lucru, diferit în umblare. Versetul 5 și vers, până la versetul 7 prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Versetul 7. Prin credință noi, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea. Atenție, a osândit lumea. Ce lume era atunci? Haideți să citim în Geneza, să vedem ce lume era în timpul acela. Și ne uităm și vedem o imagine a lumii din timpul nostru. Spune Biblia aici în Geneza, în capitolul 6, în felul următor. Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului, li s-au născut fete, Fiul lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămânea pururi în Aici vreau să fac o precizare, mulți se iau după o variantă de traducere veche, 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 de prin anii 300 și al lui Eronim, în care omul acesta și alții în septuaginta au fost preluate niște cuvinte din ebraică și traduse greșit, eronat. În loc să spună Fii lui Dumnezeu, au scris angelos, adică îngeri. Și noi credem, ca și în poemul Luceafărul, că îngerii din cer pot să se căsătorească cu fetele. Și că demonii nu știu ce și nu. Nu, 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 nu. Aici este vorba, fraților și suror, să fim atenți, că nu, nu, putem să ne batem joc de cuvântul lui Dumnezeu. Aici este vorba de firul roșu, de urmașii lui Adam. Adam, Abel, Set, Cainan, Mahalal, Eliare, de Noh, la Mehnoie. Sunt, e firul acela roșu pe care ne-l dă Matei, capitolul 1, genealogia lui Hristos, ăștia sfinții lui Dumnezeu. Din timp ce se naște Enos, încep oamenii să-L cheme pe Dumnezeu și se instituie firul roșu, așa e numit în Biblie, și în firul acesta roșu sunt patriarhi, sunt oamenii lui Dumnezeu și din ei au ieșit oameni evlavioși, oameni care știau să se închine, să se roage, ca și Abel, nu ca și Cain. Și apoi erau și urmașii lui Cain, dar pământul s-a stricat și fie ăștia lui Dumnezeu, care se înfățișau înaintea lui Dumnezeu prin rugăciune, copii ăștia buni, închinători ăștia adevărați, au început să se strice și s-au uitat la fetele lui Cain și la urmașele lui Cain și au început să se căstorească cu ele și au luat o razna și atunci Dumnezeu se supără și zice Duhul meu nu va mai rămânea pururea în om, că omul nu este decât carne păcătoasă, nu mai are suflet, nu mai are duh, el are numai carne, e un fel de animal și asta trebuie șters de pe fața pământului. Versetul 11. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de sâlnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat. Căci orice făptură stricase calea de pe pământ și atunci îl vede Dumnezeu pe noi și în perioada aceea îl vede Dumnezeu pe noi. Ei a fost potopul și în fața potopului unul care umbla cu Dumnezeu este răpit, este dus la Dumnezeu. Prin potop trebuie să treacă altul și noi ne gândim la ce spune în Apocalipsa necazul cel mare care vine înaintea necazului cum spune și Isaia piere cel neprihănit și nimănui nu-i pasă de ce? Dumnezeu îl ia în fața necazului, că vin necazuri de ce anul acesta au murit atâția oameni al lui Dumnezeu? de ce suntem așa de săraci în multe biserici? Dacă îi numărăm poate sunt de ordinul poate sutelor și au murit oameni numai anul acesta tot zic că un virus i-a răpus, nu Dumnezeu vrea să îngrozească lumea, Dumnezeu vrea să trimită necazuri peste lume și în fața necazului îl ridică pe Enoch și îl duce la cer. O ia pe sora Savet, o ia pe Iliana din Vâlcele, îl ia pe Ghițu din Câmpia, îl ia pe Candreanu din Moldova și pe alții. De ce? Dumnezeu îi ia pe unii în fața necazului. Și ce se întâmplă cu noi care rămânem? Ne face Dumnezeu o corabie. Ne învață cum să ne facem o corabie a salvării. Și spune: Măi, îmi place de tine, vreau să te salvez din apele lumii, din necazul care vine. Scoală-te și începe să lucrezi și faci o corabie. Și corabia noastră este Isus Hristos. El e salvarea noastră. Lăudați să fie numele Lui. Secretul celor doi oameni și al lui Enoch și a lui, a lui Noe, secretul lor a fost umblarea cu Dumnezeu. Noe era un om neprihănit între cei din vremea lui, Noe umbla cu Dumnezeu. Prin credință Enoch a umblat cu Dumnezeu. Și știți cum a umblat el? Că am întâlnit oameni care au zis, măi, eu am putut să umblu cu Dumnezeu până mi-au apărut copiii, până m-am căsătorit. După așa mi-a fost de greu că n-am mai umblat cu Dumnezeu. Fals! Nu! Nu se poate așa ceva. Enoch are 65 de ani de viață și de la 65 de ani se naște Metusala și apoi ceilalți? zicea, născut fi și fice și timp de 300 de ani, cu o familie numeroasă, omul ăsta umblă cu Dumnezeu și îl văd oamenii din timpul lui, merge spre pădure, mă duc să mă închin lui Dumnezeu. Se duce într-o odăiță, mă duc să mă rog, mă duc să mă închin lui Dumnezeu. Oamenii cred că omul ăsta au luat o razna, că e nebun. Așa cum au crezut și despre noi că e nebun. Că s-au adunat, spune Petru în jurul lui și au început să-și bată joc de el și de noi. Băi, ce faci aici? De ce nu-ți faci corabia pe malul mării? Du-te la ocean, du-te la mare. De ce o faci aici, în mijlocul pădurilor? în mijlocul munților. De ce? I-a zis Dumnezeu. De ce te duce Enoch să te rogi acolo pe vârful muntelui? Mă cheamă Dumnezeu. Mi-a zis Dumnezeu. Și mă duc și mă rog că eu umblu cu Dumnezeu. Asta înseamnă că-s prietenul lui Dumnezeu. Și au fost cei doi prieteni, Enoch și noi pe unul Dumnezeu îl ia și îl ascunde, îl cazează, cum spune o traducere veche, l-a cazat la sânul dragostei divine. Frumoasă traducere, mi-a plăcut enorm. Dar pe noi îl lasă să treacă prin potop. Și trece prin potop și noi și Enoh ne dau definiția ce înseamnă nonconformism. Să fim diferiți în umblarea cu Domnul. Cei din lume, asta înțeleg, cum am zis. O cruce să ia, e, să atingă Biblia, să o sărute așa și să plece la muncă. Rugăciune de formă, dacă e cazul, la noi nu trebuie să fie așa. Haideți să punem pe primul loc în familiile noastre rugăciune de dimineață, rugăciune de amiază, rugăciune de seară să avem rugăciune cu familia să ne adunăm copii este vreme grea fraților și surori haideți să ne adunăm familiile în jurul lui Hristos că El e păstorul nostru El este înainte mergătorul nostru să avem oră de rugăciune în familie, oră de închinare în familie, să se vadă că umblăm cu Dumnezeu eu eram copil și nu știu ce se întâmpla nu știu Parcă veneau peste noi niște duhuri rele. Păi, vorbeam ce nu trebuie, făceam prostii că duce carul, dar așa dintr-o dată, că până acolo mergeam bine. Și părinții când vedeau lucrul acesta, zice, îi bai cu copiii noștri, hai, trei zile de post. Și apoi toți trebuia să postim și așa posteam și noi, de la de noi, că abia ne mai târâiam, așa posteam. Și nu mai vezi după trei de post, după rugăciune, ne reveneam și eram pocăiți și cu Dar mai treceau două, trei săptămâni, iară făceam prostii, iară post, iară rugăciune. Ce înseamnă asta? Umblare cu Dumnezeu. Umblare cu Dumnezeu în închinare. Al treilea aspect, și vreau să închei, diferiți în ascultare. Spuneam diferiți în închinare, diferiți în umblarea cu Dumnezeu, diferiți în ascultarea de Dumnezeu. Prin credință Avram, versetul 8, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Știți care a fost problema uh, celor din vremea lui Avram și problema noastră totodată? Oamenii de atunci erau arecum proiectați în viitor. Așa este lumea, de obicei, lumea. Și o numim noi prevedere, mă, trebuie să fim înțelepți, prevăzători. Și uite, îl vedem pe Avram, care pur și simplu, la un moment dat, Dumnezeu îi vorbește și a vorbit frumos. Aveam impresia că atunci, în Geneza 12 cu 1, aveam impresia că atunci când Dumnezeu i-a zis lui Avram și l-a chemat din ur, să iasă din ur din haldea, i-a spus dute, te dar nu i-a zis du i-a zis vino. Știți ce frumos e? Iese un copil, să zic, din cămăruța lui și așa șovăielnic și zice, hai la, hai la tata, hai, hai, hai la mine. Cam așa era Dumnezeu. El era la capătul stației, să zic, a călătoriei și spunea, Avrame, vino, vii spre mine. Nu te duci, că nu te duci singur. Eu te urmăresc cu privirea, vino. Eu zice, Domnul, te voi îndruma, îți voi arăta calea, asta înseamnă că te urmăresc cu privirea. Și Avram s-a dus. Avram, în momentul în care a ales să asculte de Dumnezeu, a ales să renunțe la toate planurile lui de viitor. Ur, în Haldeia, o cetate, nu știu cum să zic, un fel de New York al vremii de atunci. O cetate bine pusă la punct din toate punctele de vedere. Copiii noștri să aibă viitor. Să avem aici tot confortul de care trebuie să Uite, armată, uite ziduri. Uite dacă vrei terme și băi și tot ce era atunci. Tot este aici. Avem confort, mergem la magazin, rezolvăm tot ce ne trebuie, stăm liniștit, dormim cât vrem, facem ce vrem. Aici e confort, aici e ur din Haldea. Și Avram aude o voce într-o noapte, Avram e vino și Avram zice gata, mi adun totul și plec. Și se duce și locuiește în cort și acolo ce confort în cort, îți iai apa și te speli la ușa cortului. Te duci, și speli animalele că trebuie să le tai, le tai, după aia foarte mare chinu. Faci un focșor acolo, când dincolo aveai vatră, aveai tot ce vroiai. Nu cred că nu a venit diavolul cu păreri de rău în mintea lui Avram, dar Avram, prin credință, a ascultat, a ieșit și a plecat. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că viitorul l-a anulat la nivelul minții lui. Noi, știți de ce ne temem de virusul ăsta? Pentru că ne frică de viitor. Dacă noi am trăit un prezent în care să ne închinăm continuu lui Dumnezeu, în părtășie, în prezența lui Dumnezeu, nu ne-ar mai interesa viitorul, pe niciunul dintre noi. Dar fiindcă ne gândim la viitor, băi, ce o să se întâmple cu posesiunile mele, ce o să se întâmple cu cariera mea, cu aia, cu aia, cu aia, în viitor, Toți sunt viitor. Și vine Dumnezeu și zice:-ți aduc în galeria credinței un exemplu. Ia Avram. Nu l-a mai interesat viitorul. Viitorul lui era Isus Hristos. Atât. Pentru că vine Domnul și spune că Avram a săltat de bucurie când a văzut ziua mea. Când o săltat? Pe munte, când și-a adus copilul ca jertfă. Atunci a văzut ceva din drama calvarului. Vedeți, asta înseamnă până la urmă să fim diferiți în ascultarea de Dumnezeu. Să nu ne luăm după mersul lumii fraților. Am avut în urmă cu aproximativ o lună o descoperire ca aici, în Biserica Albini și am mai zis-o, dar o, da, o zic iarăși. Era o lăcustă care era formată din circuite electronice și sărea și încerca să distrugă ziduri și să distrugă acoperi și tot, 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 Și noi trebuia numai atât, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ferească de duhul ăsta de neliniște. Știți prin ce vine? De ce erau circuite electronice? Vine prin aparatele noastre. Ia să văd știrile. Băi, cât s mai îmbolnăvi. Vai de mine, vine și pe mine aici. Hai de mine, nu mă mai duc la biserică. <coughs> și s-a terminat. Și Domnul zice, nu! Tu nu trebuie să mergi pe linia lumii, tu nu trebuie să te asemeni cu lumea, nu! Fugi de poftele tinereții, fugi de lume și caută neprihănirea lui Dumnezeu. Doamne, cercetează-ne! Fraților și surori, haideți să fim diferiți, să fim diferiți de lume și să fim asemenea lui Hristos. În închinarea noastră ne bazăm pe sângele lui Hristos prin credință. Doamne, ajută-ne la asta! În umblarea noastră, noi umblăm cu Dumnezeu orice ar fi. Că vine potopul, că mă duce Dumnezeu înainte din necas. Pe mine nu mă interesează. Eu vreau să fiu prietenul lui Dumnezeu și mă întâlnesc cu el în fiecare zi. Și apoi, Doamne, cercetează-ne să fim ca și Avram, să ascultăm de Tine și să nu ne mai intereseze viitorul. Pe mine mă interesează Isus, Isus și numai Isus. Atât. Și apoi El îmi va face un viitor. Știți ce a zis lui Avram? Îți fac un viitor strălucit, îți dau un nume mare, îți dau împărăție. Și așa și-a făcut Dumnezeu, pentru că El este croitorul viitorului nostru. Mare minune! Doamne cercetează-ne! Amin!